Ion Feraru, șeful Serviciului de Situații de Urgență, și Vasile Fuiora, referent, ambii salariați ai primăriei Peștișani, au fost duși la audieri la parchet în această dimineață. După câteva ore au fost scoși în cătușe și duși în beciul Inspectoratului Județean de Poliție Gorj. Procurorii au anunțat că Feraru este cercetat pentru că împreună cu alți doi funcționari publici ar fi întocmit liste de inventariere care atestau în mod fictiv faptul că materialele menționate în procesele verbale de custodie se găsesc în păstrare la trei societăți, una dintre ele aparținând liderului PNL Gorj, Dian Popescu. Feraru a declarat la ieșirea din parchetul județean că nu știe pentru ce a fost adus în fața oamenilor legii. De ce v-au reținut? Nu știu. Ce funcție aveți în primărie? Șef situații de urgență. Aveți vreo implicare în dosarul domnului primar? Nu. Ce legătură aveți cu domnul Pavel? Este primarul meu. Da. De ce vă acuză acum? De ce v-au reținut? Nu știu. Nu v-au spus? Nu. Infracțiune? Nu, nu. Păi, pe... Ce ați declarat? Ce le-am răspuns la toate întrebările. A fost făcută, efectuată o percheziție, s-au căutat documente care din zvonuri se presupuneau că sunt acolo, nu s-a găsit absolut niciun document, s-a ridicat o unitate centrală de calculator cu care stochează datele din comună, cu intrarea și ea din primărie, pentru ce motive domnul procuror știe. Să verifice dacă cine a intrat, cine nu a intrat în birou și așa mai departe. Pavel îl trage după el și pe referentul Vasile Fuiorea. Domnul Fuiorea, ce spuneți? Pentru ce ați fost reținut? Nu vi s-a spus? Procurorii au anunțat că în zilele următoare la audieri vor fi chemați și alți funcționari ai primăriei. La audieri a fost ieri și subsecretarul de stat Dumitru Pârvulescu și soția sa, oficialul fiind și el după gratii pentru o noapte, fiind acuzat de instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave.